Să fiți veseli. Dragă, eu știu ce vă spun cu toată siguranța. Oricare ar fi motivul unei întristări sau al unei mâhniri, este numai de la dragi. N-avem motive. Dacă îți creează starea aceasta de agitație, de tristețe, își face cuib satana și își clocește ouăle, nu mai poți iubi, nu mai poți vedea cu perspicacitate nițel în viitor, cu rațiunea care ți-a dat-o Dumnezeu, nu mai poți, pentru că tu ești trist. Adică nu ești în stare de nimic, o stare drăcească foarte greu de suportat. Când sunteți triști, gândiți-vă la lucrul acesta. Stai că este ceva drac aici și nu acceptați. Bagă-ți mintea acolo și zi: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, dacă e o stare de veselie, de descongestionare, de dispoziție, inima se desface și ea. Ce înseamnă asta? Eu sunt amărât. Cum ești amărât când Hristos a înviat, când suntem înțelegători în ceea ce privește crucea pe care trebuie să o ducem și noi? Un om care crede în Hristos este vesel, e plin de nădejde că Hristos nu-l lasă cu niciun chip. Și această stare continuă de veselie pe unde trăiești este și o stare de rugăciune și o trăire creștină și de inimă prezentă la Dumnezeu. Pentru că ăsta este secretul, să ai inima prezentă. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de cunoștințele tale, știe ce vrei tu. Are nevoie de cererea ta, de atenția ta. Vezi niște părinți, mama și tata, când văd pe copilul lor că își pune toată nădejdea în ei, mor de dragul lui și nu știu ce să-i mai dea.